Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vă invităm să vorbim astăzi despre rânduieli duhovnicești în ceea ce privește venitul la biserică. Cum ar trebui să venim? Cum ar trebui să ne pregătim pentru a veni la biserică? În ce fel am putea să ducem mai departe dragostea față de biserică și cum am putea să îi determinăm pe cei din jurul nostru să vină la biserică pentru a primi acest mare dar al comuniunii cu Hristos. Și ne bucurăm să-L avem alături de noi pe Părintele Horia Prioteasa, de la Capela Institutului Clinic Fundeni din București. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm să fim din nou împreună în anul acesta, 2022, un an omagial al rugăciunii în biserică și un an în care vorbim despre rugăciune și fără doar și poate rugăciunea o dobândim în mod deosebit aici, în biserică. Așa cum spuneam la începutul ediției de astăzi, vă invităm să vorbim despre rânduielile duhovnicești în ceea ce privește venitul la biserică, cum să ne pregătim, cum putem să ducem mai departe această bucurie a întâlnirii cu Hristos, iată, în biserică și pacea pe care o simțim și o primim, toată lucrarea Duhului Sfânt, cum să o ducem în casele noastre. Și înainte de a vorbi despre aceste rânduieli, Părinte, vă rog în câteva cuvinte să ne spuneți ce este biserica, de ce venim la biserică, de ce trebuie să venim la biserică. Cunoaștem din teologia ortodoxă și din practica bisericească faptul că biserica este izvorul dătător de viață, izvorul mântuirii noastre, izvorul unde Harul Duhului Sfânt se pogoară de fiecare dată, locul curățirii, locul izbăvirii, locul mântuirii, locul sfințirii și desăvârșirii fiecăruia dintre noi. Fără biserică nu ne putem mântui, în afara bisericii nu este mântuire și suntem atrași de această chemare către tot ceea ce se întâmplă în biserică, prin Sfintele Taine și Ierurgii, tocmai pentru că sufletul tânjește după această comuniune cu Dumnezeu. Așadar, biserica este locul cel mai fericit pentru suflet. Dacă trupului îi se acordă multă atenție, uneori prea multă, prin tot felul de îngrijiri și curățiri, și plimbări și relaxări, sufletul se simte minunat, deosebit, în biserică, în timpul cele mai frumoase slujbe din Ortodoxie, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, El hrănindu-se de fiecare dată prin cântarea ortodoxă, cuvântul de învățătură, citirea pericopelor evanghelice, tâlcuirea lor și mai ales momentul culminant al Sfintei Liturghii, cuminecarea cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, în biserică, în casa lui Dumnezeu, ne întâlnim cu El de fiecare dată în chip euharistic al cuminecării și prin aceasta al sfințirii. Biserica îi atrage pe toți ca să îi sfințească. Părinte, cum ar trebui să venim la biserică? Tema pe care ați ales-o vine și din experiența pe care o aveți ca preot de parohie, pentru că ați văzut toate dificultățile ce apar în această chemare către biserică, dificultăți pastorale, și din experiența dumneavoastră, dar și din experiența altor preoți, ați cules și prin emisiune pe care le faceți și nu numai, s-a constatat că sunt multe probleme ale noastre și trebuie să ne le asumăm și să stăm la masa realității, dacă vreți să spunem așa, prin care să vedem unde sunt problemele noastre, ce se întâmplă cu unii dintre credincioși, care sunt ispitele, dificultățile, de ce unii vin într-o primă fază la biserică și apoi, din anumite pricini, cauze, nu mai vin, deși nu au fost mintiți nici de către preot, nici de către personalul neclerical sau de către credincioșii ceilalți care vin în același timp la biserică. Cauze și efecte, o temă foarte grea, pentru că este continuă, o temă care necesită mult timp și multă aplecare asupra acestor
probleme cu adevărat stringente ale realității bisericești. Putem spune, pentru început, cu ajutorul Dumnezeu, că avem cazuri aparte, categorii, ne putem împărți pe mai multe categorii, de creștini ortodoxi care vin la biserică, într-o primă fază, fie sunt aduși de către cineva, rude, prieteni, soț, soții, fii, fiice, în funcție de fiecare aspect al chemării, dar care după aceea se plictisesc sau vrăjmașul intră în mintea lor, în sufletele lor, nu înțeleg slujba, nu caută să priceapă anumite aspecte ale slujbei. Să cerceteze până la urmă. Să vadă de ce este preotul cu Sfânta Evanghelie, de ce acum se citește, de ce e întâi apostolul și apoi Sfânta Evanghelie, de ce preotul este cu Sfintele Daruri și are anumite pomeniri, ce se întâmplă după ce preotul intră cu Sfintele Daruri în Sfântul Altar și care este momentul cel mai important al Sfintei Liturghii. De ce ne împărtășim după aceea? Care este pregătirea și de ce trebuie pregătirea aceasta să fie prin deana spovedanei, prin post, prin rugăciune, canon? Și atunci omul spectacol sau spectator este atras doar de primele imagini din biserică, care sunt foarte frumoase, te atrag picturile bisericești, poate un cuvânt de învățătură a unui preot care își pregătește predica cu foarte mare atenție. Dar faza a doua și a treia, dacă există, sunt foarte importante și aici putem spune că intervine rolul nostru al celor ce conducem turma, al preoților duhovnici, să ne aplecăm mai mult asupra credincioșilor pentru catehizarea lor în folosul cunoașterii acestor aspecte bisericești, dogmatice, neînțelese de către unii dintre credincioșii noștri. De aceea vedem că unii care ajung mai repede, sărind de anumite etape către Sfânta Împărtășanie, după o anumită procedură duhovnicească, prin care se spune că să ajungă mai repede la cuminecarea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin Sfânta Împărtășanie, se pot rătăci tocmai pentru că nu au înțeles ce este Sfânta Împărtășanie. Și atunci preotul duhovnic, într-o mărturisire a păcatelor penitentului, poate să-și acorde câteva minuțele și să spună ce este Sfânta Împărtășanie, de ce ne împărtășim, de ce ne pregătim, cum ne pregătim și importanța ei. Pentru că ajungem în fața Sfântului Altar, ne împărtășim și nu simțim ceva spectaculos sau ceva care eu aștept să fie spectaculos. Și atunci apare lipsa trăirii. Ori ați văzut credincioșii care vin lăcrimând cu anumite prezență personală în viața cuminecării cu trupul și sângele Mântuitorului, trăiesc aparte, deosebit, momentul împărtășirii. Și atunci, unde vedem că este ceva mecanic sau pentru că am ajuns aici să mă și împărtășesc, că a venit momentul împărtășirii, acolo trebuie să rămânem și să vorbim și să ne programăm spovedaniile catehetice, dacă le putem spune așa, adică jumătate să fie mărturisirea păcatelor și jumătate să fie o discuție foarte deschisă despre ceea ce se întâmplă în biserică. Ține până la urmă și de preocuparea noastră. În general, atunci când venim la biserică și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, venim, ne așezăm în locul nostru și poate de multe ori nu ne punem această problemă. Oare ce se întâmplă în Sfântul Altar? Oare ce este rânduiala Sfintei Proscomidii? Și vedem că în cadrul programelor de catehizare desfășurate în bisericile noastre, oamenii sunt surprinși și află multe lucruri importante și interesante pentru ei, care atestă iată această lucrare frumoasă ce se săvârșește în fiecare biserică. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea la un moment dat că cel ce vrea să se mântuiască trebuie să călătorească cu întrebarea.
De aceea, Părinte, aș vrea să vă întreb, în general, când vine vorba de o cădere, chiar și de un păcat, avem tendința de a da vina pe celălalt. Este vina preotului că nu m-a învățat, este vina bisericii că nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu am aflat lucrurile acestea pentru că nimeni nu m-a învățat, dar eu, credinciosul simplu, care vin la biserică, oare nu am această responsabilitate de a întreba, de a fi ca la școală, acolo unde nu înțeleg, acolo unde nu pricep, să caut fie la Sfinții Părinți, fără doar și poate să merg la Părintele Duhovnic, care îmi poate ghida, iată, sursele de informare, unde aș putea să aflu mai multe lucruri. Pentru că, până la urmă, a fi creștin nu înseamnă a primi lucrurile de-a gata, ci înseamnă a te osteni, a te sili, până la urmă, să strângi în inima ta toate lucrurile folositoare pentru mântuire. De aceea vă întreb, credinciosul, cel care vine la biserică, în ce fel se poate feri de această monotonie de care vorbeați, de acest formalism, acest venit mecanic și cum poate face el ca de la o duminică la alta să crească din punct de vedere duhovnicesc și din punct de vedere al învățăturii, dar și din punctul de vedere al aplicării celor învățate? Foarte bună întrebarea și ați mai ridicat o problemă și anume raportul acesta între preotul care mustră și preotul care învață. E un echilibru cu adevărat, plin de tact pastoral, între a învăța și a mustra, fiindcă este această tendință să cerți mai repede, că e mai ușor să cerți, și să mustri și să pedepsești, decât să înveți și să corectezi pedagogic, didactic, pe penitentul care a căzut în păcat și care este tulburat, pentru că păcatul, profunzimea lui, malefică, tulbură cugetul. Deci cu un om tulburat, trebuie să te comporți într-un fel și trebuie să-l primești așa cum este, pentru a începe corecția duhovnicească, care este total diferită de corecția fizică, corecția psihologică, psihiatrică și așa mai departe. De aceea, preotul duhovnic are un rol covârșitor în aceste aspecte ale convertirii reale ale credincioșilor. De ce spunem asta? Pentru că ați menționat starea de plictisire sau starea de depărtare de Dumnezeu printr-un formalism. Lupta cu formalismul este o temă permanentă până la moarte pentru preoți și credincioși. Pentru că te poți trezi citind o rugăciune ca preot, dar nu ești atent la ceea ce citești, pentru că grija lumească n-ai repădat-o, rugăciunea nu ai săvârșit-o, gândurile au zburat la cele administrative ale bisericii, tendința de a grăbi slujba pentru că după aceea nu știu ce avem de făcut, ispite. Așa se transpun și în rândul credincioșilor. Și în loc să ne bucurăm de fiecare cuvânt rostit în biserică, în timpul Sfintei Liturghii, pentru că la aceasta ne ferim cel mai des, și să trăim de la ectenia mare, adică de la începutul prea frumos al binecuvântării celei mari Sfintei Liturghii, până la cu pace să ieșim și cuvântul de învățătură, omul grăbește etapele și nu le simte. De aceea, unii dintre noi ieșim din biserică tulburați. Nu am asimilat harul, nu ne-am concentrat asupra rugăciunii, nu am cântat, nu ne-am rugat, nu am fost atenți, mintea a zburat în altă parte și atunci pot pleca din biserică neîndreptat, chiar păcătuind, chiar greșind, cu tot felul de neatenții. Și aici este de lucru, pentru că, repet, tema dumneavoastră este amplă și are foarte multe aspecte și ne privește pe toți, pentru că toți suntem de vină, pentru că toți greșim și nu e niciun preot care să spună eu nu greșesc așa, știind că toți greșim. Și niciun credincios nu poate să spună că nu are dificultățile acestea ale concentrării în biserică. Credinciosul care se tulbură așa, trebuie să vină să se spovedească sincer și să mărturisească păcatele pe care le face în biserică. Păcatele din timpul slujbelor,
din timpul Sfintei Liturghii. Gândurile. Ce fel de gânduri sunt? Care sunt etapele prin care ne pierdem în biserică? Cum face vrăjmașul să ne depărtăm de gând? Cum face să nu cântăm, să ne concentrăm asupra rugăciunii? Unde ne gândim? La ce și la cine ne gândim? Și apoi începem corecția. Corecția duhovnicească reprezintă un nou canon pentru credincios și la sfârșitul slujbei, dacă vrea să rămână două minuțele, să spună: astăzi am fost atent, dar în timpul heruvicului am pierdut firul rugăciunii, dar după aceea mi-am revenit. Metoda de a te ruga la cine te gândești a fost o soluție bună, pentru că există o metodă ca aceasta în timpul slujbei: dacă fuge gândul către o persoană, iei acea persoană de unde este din gând și în ce loc se află și o aduci în biserică și te rogi pentru ea și zici: Doamne, ai milă de robul tău sau roaba ta care are nevoie de rugăciune, uite, mi-a venit în minte și eu am vrut să vină în minte și atunci mă rog pentru acea persoană și din loc de depărtare de biserică îl aduc în biserică și mă rog pentru el și atunci pot aplica această metodă pentru ca cel pentru care mă rog să fie cu mine în rugăciune, nu cu mine în alte părți, în locuri pustii și fără de apă. Ați văzut că la un moment dat poți să vezi credinciosul care este atent și credinciosul care nu mai este concentrat. Cel lipsit de concentrare se vede că e doar cu trupul în biserică. Și la sfârșit nu este mulțumit cu el. Nu are o stare de mulțumire. Și atunci trebuie spus, duminica viitoare să fim mai atenți. Poate e bine să folosim așa expresia, să nu zic să fiți dumneavoastră, să fim împreună mai atenți. Pentru că vă văd turburat, vă văd... Și la taina spovedanii putem să întrebăm în timpul rugăciunii din biserică ce s-a întâmplat și vom afla multe feluri de ispite ce vin asupra oamenilor în timpul Sfintei Liturghii. Părinte, dorul de biserică și chemarea aceasta pe care Dumnezeu o săvârșește față de fiecare în parte este o chemare pe care o simțim în inima noastră. Sunt însă prieteni, rude, care au nevoie de acest îndemn de a merge la biserică. Cum ar trebui să-i aducem pe cei pe care îi iubim la Hristos? Tactul pastoral se mută și de la preot, la credinciosul obișnuit, simplu sau cunoscător al dogmelor bisericești, prin îndrumări simple. Îndrumări care să cuprindă mai întâi partea de cunoaștere văzută, prin vedere și prin auzire. În bisericile noastre vin credincioșii din alte părți pentru că s-au făcut aceste recomandări. Uite, cunosc eu biserică unde se cântă așa sau unde predica este frumoasă pentru că părintele pregătește predica cu atenție, sau are biserica anumite activități sociale, pastorale, culturale, filantropice și te poți implica, poți intra în rândul voluntarilor bisericii respective și așa mai departe. Omul e atras de ceva anume și de cineva, partea aceasta legată de cler, dar credinciosul rămâne în biserica unde simte. Aici vorbim mai mult de bisericile de oraș, pentru că la bisericile de la sate și orașe mai mici țin de localitatea respectivă. În bisericile de oraș vedem o așezare, putem spune, duhovnicească, prin această formă de selecție, dar care nu este reavenită, ci binevenită, pentru că în jurul unor preoți care au o anumită chemare și o anumită implicare, repet, fie catehetică, fie social-filantropică, își găsesc rostul. Și atunci omul spune, eu mă simt bine la dumneavoastră aici în biserică. Cu ce vă pot ajuta? Aș vrea să mă implic în proiecte dumneavoastră caritabile. Vreau să merg
împreună cu voluntarii dumneavoastră, să ajutăm persoanele defavorizate, persoanele care au probleme financiare, bolnave din parohie, să le cercetăm, să le ducem alimente, medicamente. Altul i-a tras și spune, aș vrea să vă mai ascult predicile dumneavoastră, unde le-ați publicat, am anumite preocupări dogmatice, nu înțeleg anumite aspecte ale credinței creștine, aș vrea să citesc o anumită carte, îi se dă acea carte din biblioteca parohiei. Deci, omul trebuie să-și descopere chemarea și să ceară potrivit chemării repere ca să se regăsească în biserică și să se implice în ceea ce îi place să facă și, bineînțeles, în ceea ce simte că trăiește. Părinte, sesizăm în societatea noastră că atunci când ne dorim ceva, și în mod special în familie, de regulă, vedem această preocupare din experiența noastră ca preoți, că vin credincioși sau credincioase care spun, părinte, aș vrea ca și soțul sau soția mea după caz să vină la biserică și spun în fiecare zi să vină și nu mă ascultă. Ce pot să fac? Ce am putea să le spun acestor oameni? Pe lângă chemarea, care trebuie să fie, repet, simplă și sinceră, intervine, sigur, canonul special pentru cel care este chemat să vină, canon care poate fi reprezentat de rugăciune, post, milostenie, citirea unor anumite paracriste, acatiste, canoane speciale pe care le dă preotul în funcție de cine este, dacă vrei și numele, pentru că contează numele, și dacă are un nume de sfânt, mergem către sfântul al cărui nume poartă, persoana respectivă, și de posibilitățile pe care le are, pentru că milostenia ajută foarte mult, se pot da canoane filantropice, așadar, de caritate, prin care omul este receptiv să facă binele pentru o anumită cauză sufletească și iată de chemare și de venire către Sfânta Biserică. Proiectul este unul greu, este foarte anevoios și cel care cere o asemenea rugăciune și un asemenea canon trebuie să aibă foarte multă răbdare. Pentru că am văzut că atunci când vedem chemarea la biserică, rezultatul poate să fie și peste ani buni. Ani ai rugăciunii și ai milosteniei. Dar cel care face acest canon de rugăciune și îl primește cu multă dragoste, în primul rând trebuie să se întrameze cu răbdare și să spună, din acest moment, Doamne, eu mă rog pentru aproapele meu și de aici aștept chemarea Lui. În sensul acesta că nu trebuie să vedem ceva miraculos în câteva săptămâni și după aceea să cădem noi în alte păcate ale mândriei, că datorită nouă a venit la biserică, ci stăm, ne rugăm, așteptăm și lucrăm la acest proiect și când va veni, cel care va ajunge în biserică va rămâne până la capăt. Pentru că dacă cineva e forțat să vină și după aceea se consumă acea curiozitate a venirii, a slujbei, a predicii, se intervine plictiseala și grija cea lumească, acela se va pierde foarte repede. Părinte, poate fi viața noastră, stilul nostru de viață, viața noastră creștină, o modalitate de a-i chema pe cei dragi la Hristos? Vă întreb lucrul acesta pentru că, iată, la sfârșitul Dumnezeieștii liturghii, rostim aceste cuvinte, cu pace să ieșim, pe care poate unii dintre noi le pierdem din vedere. Pacea aceasta pe care o agonisim în inima noastră în timpul Dumnezeieștii liturghii și pe care trebuie să o ducem în sânul familiei. Bucuria aceasta cu care ne întoarcem de la Sfânta Liturghie, bucuria de a fi fost în comuniune, bucuria de a ne fi întâlnit cu Dumnezeu și de a fi primit Harul Duhului Sfânt peste noi, așa cum spunem în cadrul unei frumoase rugăciuni din timpul Dumnezeieștii liturghii. Trimite, Doamne, Harul Tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Poate fi acest stil de viață, această bucurie a întâlnirii cu Hristos, o chemare de altă formă,
la biserica celor dragi ai noștri, care se pot întreba, bine, ai fost la biserică, dar iată, e schimbat, ești alt om. Cu adevărat, din cauza noastră, unii dintre oameni nu vin la biserică. Și aici ne asumăm greșelile noastre și, cum a spus, să ne uităm la noi înșine, să fim modele, să fim lumini, să fim făclii aprinse pentru ceilalți, ca uitându-se la noi și la faptele noastre, să spună, acesta este omul bisericii. Și pentru că este așa, mă voi duce la biserică, pentru că acolo voi găsi oameni de acest tip și cu acești oameni vreau să fiu. Și atunci noi, dacă greșim și viața noastră din familie, din societate, diferă cu totul, noi nu suntem exemplu și atunci îi vom pierde pe oameni. Și atunci vrăjmașul spune așa, degeaba te duci la biserică, pentru că uite, faptele tale sunt ale omului nedus la biserică. Nu ai încetat să înjuri, nu ai încetat să blestemi, nu ai încetat să bei, să fumezi, ești plin de păcate și așa mai departe. Și atunci apare această expresie care este tulburătoare pentru noi duhovnicii. Degeaba vii la biserică. Noi știm că nu degeaba vine omul la biserică. Chiar și așa, cum este. Dar este clar o modalitate de zmintire a tuturor. Nu ești credinciosul pe care îl vrea. Adică vine judecata din exterior, din partea dușmanilor, cum s-ar spune, a vrăjmașilor, văzuți și nevăzuți, că de aceea avem expresia asta, dușman văzut și nevăzuți. Se emit judecăți asupra preoților, călugurilor, maicilor, credincioșilor, cu privire la aspectele lor personale, particulare de familie, prin care se denigrează însăși biserica, cinstita preoțime, mănăstirile și pe credincioșii care vin. Și am văzut și prin media astăzi ce fel de manipulări și proceduri, dacă putem spune așa, anticreștine, sunt promovate tocmai că cauza unor colegi, frați, care greșesc și sunt surprinși că greșesc, sau unor credincioși. Și atunci noi trebuie să adăugăm în pastorația noastră și în temele noastre catehetice, nu numai teme ca predici sau teme biblice, constructive de altfel, ci și teme realiste ale vieții de biserică, prin care să conștientizăm unde greșim și ce trebuie să facem pentru a le îndrepta aceste greșeli. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ajungem și noi la această stare de a conștientiza unde greșim și de a pune început bun în viața noastră și de a ne strânge cu toții în jurul lui Hristos în Sfânta Biserică. Părinte, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Din păcate, am ajuns la finalul ediției de astăzi emisiunii noastre și vă invităm să reluăm această temă și într-o ediție viitoare. Vă mulțumim și vă suntem recunoscători pentru cuvintele ziditoare de suflet pe care le-ați rostit. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim tare mult, dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând! Ne vedem la biserică!